Într-o zi ca astăzi, cel puțin asta comemorăm, Domnul Iisus și-a trimis ucenicii să caute un măgăruș, mânzul unei măgărițe pe care nu încălecase nimeni. I-au dus măgărușul, s-au dezbrăcat de haine, le-au pus pe el și Domnul Iisus s-a așezat pe mânzul acesta și a pornit spre Ierusalim. Luca, capitolul 19, începând cu versetul 37. Când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborârea muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Dacă sunteți familiarizați cu evenimentele din Evanghelie, în zile precedente, Domnul Iisus Hristos înviase pe Lazar din morți. Deja erau adunați la Ierusalim o mulțime de oameni pentru praznicul Paștelor, și foarte mulți au fost prinși de aceste evenimente și minunați de faptul că un mort de câteva zile este chemat afară din mormânt și Domnul Iisus Hristos face această extraordinară minune. Și nu la întâmplare au început să strige: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în ceruri și slavă în locurile prea înalte. Dar asta era doar una din tabere, pentru că era o altă tabără, între ei erau fariseii din norod, au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Ei înțelegeau semnificația acestei strigări. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Este un citat dintr-un psalm mesianic. Practic, Mesia însuși era invitat în cetate. Dar Iisus a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. A coborât pe vorniciul muntelui și s-a apropiat de Ierusalim. Când treci coama muntelui Măslinilor, cetatea strălucește în soare. Versetul 41. Când Iisus s-a apropiat de cetate și a văzut-o, a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care pot să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Dacă înțelegem desfășurarea planului lui Dumnezeu în Scriptură, tot Vechiul Testament, întregul Vechi Legământ, nu face altceva decât să prevestească, să prefigureze, să arate spre Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, tot Vechiul Legământ este umbra. Cel care ședea pe măgărușul acela intrând în Ierusalim era trupul care aruncase umbra pe pământ, împlinirea tuturor acestor prefigurări. Și acum dați-mi voie să mă întorc înapoi în textul nostru din Coloseni, capitolul 2, începând cu versetul 16. Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat. Cu siguranță Pavel ar fi putut să continue, dar el ne dă suficiente elemente ca să înțelegem că vorbește despre Vechiul Legământ, cu tot ce cuprinde el. Deci nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, la lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Dar cel ce șade călare pe mânzul unei măgărițe este realitatea, este trupul, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Domnul Iisus intra în Ierusalim cu o misiune foarte clară: să răscumpere omul căzut în păcat, să-i ofere iertare de toate greșelile, să-i ofere înfierea prin tăierea împrejura lui Hristos în poporul, în familia lui Dumnezeu, pentru că odată fiind făcuți fii, să devenim moștenitori, să avem un premiu al alergării, să nu călătorim în bucla asta fără șira deșertăciunii, cu nimic în vedere sau așteptând nimic, ci să avem un premiu al chemării, un premiu al alergării noastre. Dați-mi voie să citesc textul mai departe. Urmează o atenționare. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, amestecându-se sau făcându-și voia lui printr-o smerenie și asprime față de trup sau printr-o închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu.
dacă ați înviat împreună cu Hristos sau dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoarele lumii, de ce ca și cum ați mai trăi în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucruri. Toate aceste lucruri care au pierdate cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au un adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Oare ce să fie acest premiu al alergării? Este suficient să răsfoim Biblia și să vedem că în Scriptură ni se vorbește despre faptul că ne așteaptă ceva la capătul drumului. De pildă, dacă aș lua doar scena judecății din Matei, capitolul 25, versetele 31 la 44, Domnul Iisus Hristos se așează pe scaunul de judecător împreună cu suita lui de îngeri și desparte pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre, pe unii la stânga, pe alții la dreapta. Le spune celor de la dreapta, veniți binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Le va spune celor de la stânga, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Deci noi nu alergăm către nicăieri. Există un premiu al alergării. Există ceva ce ne așteaptă la capătul drumului. Dați-mi voie să citesc câteva texte, să vedeți în câte forme este prezentat acest premiu al alergării prin Scriptură. De pildă, în textul din Coloseni, capitolul 1, versetele 3 în jos. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne neîncetat pentru voi, de când am auzit despre credința voastră în Hristos, despre dragostea voastră pentru toți sfinții. Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte prin cuvântul adevărului Evangheliei. Sau să iau textul din 1 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru noi. Să veniți cu mine la sfârșitul Bibliei. Domnul Iisus vorbește la 7 biserici, cum este și biserica noastră. Sunt biserici din secolul I. Și cartea Apocalipsa se încheie așa, capitolul 21, versetul 7. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Deci există un premiu al alergării. Și celor 7 biserici, acest premiu este prezentat în diverse forme. Va mânca din pomul vieții. Nu va fi vătămat de moartea a doua, va mânca din mana ascunsă, va primi o piatră albă pe care este scris un nume nou, știut doar de el, cel care îl primește și cel care îl dă. Va fi îmbrăcat în haine albe, își va păstra numele în cartea vieții. Nu va ieși din templul Dumnezeului lui, va fi un stâlp în templul Dumnezeului lui, va avea scris pe el numele lui Dumnezeu, numele noului Ierusalim și numele Domnului Iisus Hristos. Va ședea împreună cu Hristos pe scaunul de domnie. Să dați-mi voi să adaug alte două imagini. Domnul Iisus intra ca stăpân și de aceea intră direct în Ierusalim, în casa tatălui său și face curățenie în templu într-o zi ca astăzi, dar în perioada respectivă el spune câteva pilde, se apropia momentul plecării lui. Și spune pilda polilor, un stăpân și-a chemat robii și-a împărțit averea, unul i-a dat 10, altuia 5, altuia un pol și a plecat într-o țară îndepărtată, rugând robii lui să pună în negoț polii, ca la venirea lui să primească înapoi cu dobândă ce era al lui. Când se întoarce stăpânul și cere socoteală robilor săi, cel care a primit 10 poli, dă poli înapoi, plus încă 10 pe deasupra. Iar stăpânul îi spune, bine rob bun și credincios, ai fost credincios peste puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău, ia în stăpânire 10 cetăți sau ia în stăpânire 5 cetăți. Sau dați-mi voie să vă duc la sfârșitul Scripturii. Acolo citim despre noul Ierusalim, porți de smarald, străzi de aur, pomul vieții, râul vieții. Ce imagine extraordinară! Întrebarea este,
Dacă mă gândesc la toate lucrurile astea care mă așteaptă undeva la capătul drumului, ce mă motivează să alerg spre țintă? Faptul că voi scăpa de schinurile iadului? Faptul că voi moșteni și voi umbla pe străzi de aur? Faptul că voi moșteni și voi stăpâni 10 cetăți sau 5 cetăți? Faptul că voi sta pe un scaun de domnie cu Hristos? Dar toate lucrurile acestea sunt adevărate, le citesc în Scriptură. Dar întrebarea mea este, pentru astăzi, pentru acum, este oare îndeajuns să definesc premiul alergării în acești termeni de final de drum? Nu știu care e problema dumneavoastră, dar problema mea este că sunt presat mereu de lucrurile care stau imediat înaintea mea. Și lucrurile care nu sunt pentru viitorul imediat, le împing și le voi rezolva când le va veni vremea. Întrebarea mea este, oare nu așa gândim și în raport cu viața noastră creștină? O, da, există noul Ierusalim care se va coborî din cer cu porți de mărgăritar și cu drumuri sau străzi de aur. Există cetăți, dar toate lucrurile astea sunt adevărate. O, dar sunt așa de departe. Eu trăiesc acum și aici, ele sunt atunci și acolo. Acum sunt alte lucruri care mă presează, alte lucruri care mă interesează. Tocmai mi s-a născut copilul, tocmai m-am schimbat slujba sau poate că tocmai am fost dat afară din ea și am rămas șomer de câteva luni de zile. Mi se împuținează banii și nu mai am ce mânca. Prețurile cresc în fiecare zi. Observați, astea sunt cele care ne preocupă, astea le rezolvăm, după astea alergăm în fiecare zi. Ce este de fapt premiul alergării? Aș vrea să citesc sau să fac referință la două rugăciuni ale lui Pavel din Epistola Soră, din Efeseni. În capitolul 1 și în capitolul 3 găsiți aceste două rugăciuni. În primul capitol, după ce mulțumește pentru Efeseni, el face o cerere lui Dumnezeu: Doamne, deschide-le ochii minții și a inimii ca să priceapă trei lucruri. În primul rând, care este nădejdea chemării tale? Ce ai așezat acolo la capătul drumului pentru ei? De ce se merită să te ții de drumul acesta? După cum l-ai primit pe Hristos, așa să și umblați în el. Dar al doilea lucru, Doamne, deschide-le ochii să priceapă care e bogăția slavei moștenirii tale în sfinți. Observați, scrisoarea este adresată sfinților din Efes și credincioșilor în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, bogăția slavei moștenirii în sfinți este o realitate prezentă, nu e o realitate viitoare. O realitate care crește în noi, se adună în noi în timp ce călătorim pe drum. Și dacă te întrebi cum se vor întâmpla aceste lucruri, Pavel mai cere și al treilea lucru din mâna lui Dumnezeu: Doamne, deschide-le ochii minții și a inimii să priceapă care este față de noi, credincioșii, nemărgita mărime a puterii tale, aceeași mărime a puterii care l-a înviat pe Hristos din morți. Nădejdea chemării este la capătul drumului. Bogăția slavei moștenirii în sfinți este ceea ce aduni în timp ce călătorești spre destinația ta. Iar puterea care te ajută în această călătorie este însăși prezența Duhului Sfânt, puterea creatoare a lui Dumnezeu. Dar dați-mi voie să mă leg de partea aceea din mijloc. Pentru că dacă numai străzile de aur ne motivează, atunci aici, pe drum, până acolo, acolo va face Dumnezeu ce știe, dar până acolo uităm pentru ce suntem lăsați aici pe pământ. Și de aceea citesc a doua rugăciune a lui Pavel, să vedeți, de fapt, despre ce e viața creștină. Iată ce zic, iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ. Capitolul 3, versetul 16. Și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să pricepeți împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Potrivit cu bogăția slavei sale, despre asta este vorba,
Dragii mei, această bogăție este atât de mare încât dacă ar turna-o Dumnezeu în noi, ne-am desface tot, ca o pungă proastă în care ai pus prea mare greutate, se rupe fundul și pierzi tot ce ai pus în ea. Și de aceea Pavel se roagă ca Dumnezeu să ne întărească în omul dinăuntru ca să putem acumula în noi această bogăție a slavei sale. Și el termină rugăciunea să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. După care te întrebi, Pavele, tu știi ce spui? Dar puțin mai înainte a zis, așa încât Hristos să locuiască din belșug în inimile voastre prin credință. Știți cine este El? În El locuiește, trupește toată plinătatea lui Dumnezeu. Ori noi în alergarea noastră suntem chemați să facem tot mai mult loc lui Hristos în viața noastră. Nu spune Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. L-am invitat pe Hristos, i-am dat tot trupul meu, toată viața mea, toată existența mea, Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Premiul alergării nu ne așteaptă la capătul drumului doar. Premiul alergării îl ridicăm pas cu pas în timpul alergării noastre, de-a lungul drumului. Dacă așa stau lucrurile, nu-i tot una cum alergi pe drum, și de aceea Pavel spune, nimeni să nu vă răpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și o închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești și nu se ține strâns de capul din care tot trupul își bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Notați, vă rog, conceptul acesta, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Creșterea înseamnă un proces, înseamnă un început, înseamnă un sfârșit și exact înseamnă tot ce-i între. Săptămâna trecută a trebuit să tăiem un cireș și după ce ne-am chinuit cu el, timp ce curățam locul, într-un colț, cum cădeau cireșele, nu le puteam noi mânca toate, într-un colț, ferit de talpa piciorului, am adunat un pumn de cireș. Vorbesc de pomi. Erau doar atâta. O rădăcină mică și două frunzulițe. Le-am luat repede și le-am dus la Nora și am zis, Nora, pune-le în pământ! Dacă aș fi luat cireșul acesta și m-aș fi uitat la cireșul acela, ăsta e începutul, acela este sfârșitul. Dar imaginați-vă creșterea de care a avut loc pe parcurs în fiecare an. În fiecare an. Cu alte cuvinte, este vorba despre un proces. Un proces în care noi intrăm din momentul în care am intrat în relație cu Hristos. Uitați-vă ce spune din capitolul 1 autorul nostru. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, este vorba de Domnul Iisus, și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în cer, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini, prin gândurile firii voastre și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, acesta este începutul. Prin trupul Lui de carne, prin moarte, și ascultați sfârșitul, ca să vă înfățișați înaintea Lui Sfinț și fără prihană și fără vină. Interesant că Pavel vorbește despre un început, v-am păcat acum, și ca sfârșit, ca premiu al alergării, el nu vorbește despre străzi de aur, porți de mărgăritar, despre cetăți pe care le vom stăpâni sau despre scaune domnie pe care vom sta, ci vorbește despre a fi, nu despre a avea. Ca să vă înfățișați înaintea Lui Sfinț și fără prihană și fără vină. Toți avem un început în momentul în care spunem da Domnului Iisus Hristos și suntem împăcați cu Dumnezeu. Și toți va trebui să ne înfățișăm înaintea Lui și acesta va fi sfârșitul. Dar oare cât de important este procesul pentru mine? Fiecare ceas, fiecare clipă, fiecare zi. Versetul 23 continuă. Da,
vom fi înfățișați sfinți și fără prihană înaintea Lui, negreșit dacă rămânem și pe mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să ne abatem de la nădejdea Evangheliei. Hristos în noi, nădejdea slavei, și de aceea pe El îl propovăduim noi, spune în versetul 28 Pavel, și învățăm pe orice om și sfătuim pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus, sau ca să înfățișăm pe orice om ca Domnul Iisus Hristos, desăvârșit ca Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, aș vrea să notăm importanța drumului dintre început și sfârșit, importanța procesului. Am spus, premiul alergării nu-l primim la sfârșitul drumului, ci-l adunăm pe parcursul drumului și se finalizează la sfârșitul acestui drum. E primăvară, dar v-aș duce înapoi, păcat că în iarna asta n-a fost multă zăpadă, dar să presupunem că iarnă și zăpadă ca în copilăria mea, și ies cu copiii mei să facem un om de zăpadă și începem. Știți cum se începe? Mai întâi luăm un bulgăre, după care luăm copilul lângă noi și așezăm bulgărele în zăpadă și îl ajutăm să împingem bulgărele. Știți cam ce se întâmplă. Fiecare centimetru în care bulgărele se rostogolește adună pe el din ce în ce mai multe zăpadă, până când abia îl putem mișca împreună ca să facem omul de zăpadă. Așa e viața creștină. Cu fiecare centimetru ar trebui să adune această bogăție a slavei în sfinți. Să dați-mi voie să aduc un alt exemplu. Tot știm rugăciunea Tatăl nostru. După ce am vorbit cu Dumnezeu despre Dumnezeu și împărăția Lui, ne întoarcem la nevoia noastră, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Cum ar fi ca Dumnezeu să-ți dea toată pâinea de care ai nevoie într-o viață deodată? Cineva a calculat câte kilograme de pâine a dus acasă de-a lungul la 25 de ani. Dar observați, în fiecare zi Dumnezeu ne dă lucrurile de care avem nevoie. Vin tinerii la altar și rostesc binecuvântarea. Și vin de obicei la altar ca să primească binecuvântarea, dar Dumnezeu nu le-o dă toată odată. Trebuie să vină după ea în fiecare zi. Să o ia pas cu pas. Observați, asta este viața creștină. Asta este premiul alergării. Dacă aș cita câteva versete să vedeți despre ce-i vorba. În 2 Corinteni 3, 18 spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și asta se întâmplă în fiecare zi a vieții noastre de creștini. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, simțiți bulgările cum crește, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Sau dacă iau textul din Romani, capitolul 8, versetul 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte nu să fie moștenitorii străzilor de aur, nu despre asta vorbește Scriptura, să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Ce este premiul alergării? Efeseni, capitolul 1, versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul Evanghelie, adevărul Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Și ascultați versetul următor, care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. O arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Dacă premiul alergării s-ar reduce doar la cetățile cu străzile de aur pe care le vom moșteni, la ceea ce vom primi, vom avea, atunci nu prea înțeleg cum e asta spre lauda slavei Lui. Dar dacă premiul alergării este tot ce adunăm pe drum, toată creșterea noastră într-un chipul și asemănarea Fiului Său, imaginați-vă ce se va întâmpla când Dumnezeu Tatăl cu Fiul alături va prezenta cerul întreg mireasa Lui Hristos. Nu va fi vorba de ce avem, ci de ce suntem. Nu e vorba de a avea, ci vorba de a fi. Spre lauda slavei Lui. Arvuna este o primă parte din ceea ce urmează să primești.
Dacă ai vândut o mașină cu 50 de milioane și ai primit 20 de milioane ca și arvună, restul de 30 de milioane sunt de aceeași natură, cred eu. Da, de aceeași natură. Pentru că Duhul este arvuna moștenirii noastre. Imaginați-vă cum arată plinătatea Duhului. Când Duhul ne-a luat în stăpânire în întregime și ochii și mintea și mădularele noastre și banii și copiii și casa noastră și când se împlinește ceea ce Pavel spune despre sine. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. I-am dat lui Hristosul, Hristosului totul, da? Tot trupul meu, toată viața mea, toată existența mea. Atunci când Duhul lui Dumnezeu este liber să mă ia în stăpânire, se întâmplă o minune. Și minunea este în a fi, nu în a avea. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Adevărata destinație, nu uitați, nu gândiți în termenii lui a avea, gândiți-o în termenii lui a fi. A avea ține de sfârșitul drumului, Dumnezeu știe când va veni pentru fiecare dintre noi. A fi ține de fiecare moment al existenței noastre. Cu a fi mă lovesc în fiecare secundă. A avea aș putea uita ușor de lucrul acesta. Premiul alergării este asemănarea noastră cu Hristos, creșterea noastră într-o asemănare a Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, ce vom avea atunci? Deși toate sunt adevărate, Biblia vorbește despre ele, nici măcar nu se poate compara cu ce vom fi atunci. Ascultați-l pe Ioan în prima sa epistolă, capitolul 3, vorbind despre aceste lucruri. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și dacă vom fi ca El, vom moșteni tot ce are El. Dar observați, a fi precede pe a avea. Există o mare, o foarte mare diferență între a defini premiul alergării în termenii străzilor de aur sau în termenii creșterii pe care ne-o dă Dumnezeu întru chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Cum ajungem să moștenim premiul alergării? Nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Dacă n-ar fi acest pericol, nici n-ar trebui să discutăm despre lucrurile acestea, pentru că le-am avea în mod automat. Dar observați, pericolele pe cale sunt reale. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie, o închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești și nu se ține strâns de capul din care tot trupul, hrănit, bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Interesant, această creștere vine, dacă ne ținem strâns de capul, dar vine doar împreună cu frații noștri, cu tot trupul își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoarele lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au un adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Atunci când firea pământească nu este răstignită și începe să te gâdile, să te lucreze, da? Și nu trebuie să facă prea multe, e suficient doar să... Știți când vă jucați copii și îi faceți să râdeți, când intră în joc tot trupul când ești grila. Dragii mei, asta se întâmplă când
încerci să stâmperi firea pământească cu reguli alimentare, cu ritualuri religioase, ținând sărbători, zile, luni, ani, sau cu experiențe mistice, ai vise și vedenii și vorbești despre ele și te amesteci în lumea îngerilor, pe care oricum n-ai văzut-o, sau cu tot felul de practici ascetice în care îți înfrânezi trupul, strângi șurubul asupra lui și dacă stai 30 de ani în vârful unui stâlp, ai impresia că nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Cu alte cuvinte, firea pământească își va face lucrarea lui și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Dragii mei, aceste lucruri macină lumea noastră, mai ales tinerii, din bisericile noastre. Toate aceste lucruri macină lumea noastră. Închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile. Iar dacă vin spre oamenii mari, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă astea sunt lucrurile care se adună în viața mea în timp ce merg spre țintă, astea le voi moșteni. Dacă Hristos este Cel care se adună în mine în timp ce merg spre țintă, pe Hristos îl voi moșteni. Voi fi ca El. Pavel, supărat, scrie galatenilor, abia a ieșit din mijlocul lor și pe urmele lui au venit acești nimeni despre care vorbește și în Coloseni. Și le-au venit cu o altă evanghelie, oferindu-le o altă cale. Capitolul 4, versetul 8 din Galateni. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau, mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de El, cum vă mai întoarceți iarăși la aceste învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremuri și ani. Îmi pare rău, ați pierdut premiul alergării. Versetul următor, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi, copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Acesta este premiul alergării pe care îl adunăm în mersul nostru, în trăirea noastră creștină. Cum ajungem să câștigăm premiul alergării? În primul rând, aici trebuie să facem o schimbare radicală de paradigmă, o schimbare radicală în gândirea noastră. Priviți imaginea din fața voastră. În două feluri pot trăi viața. Fie proiectând undeva în viitor premiul alergării, să zic, mă așteaptă o cetate stătătoare al cărui meșter este Dumnezeu. Și e adevărat. Mă așteaptă străzi de aur, porți de mărgăritar, mă așteaptă cetăți pe care voi stăpâni. Dar proiectând lucrurile în viitor și lăsându-mă motivat de lucrurile acestea, le voi uita foarte repede, pentru că îmi presează lucrurile din prezent. Sau pot să schimb paradigma și să trăiesc în ziua de astăzi. În ziua de astăzi să gust din premiul alergării, să simt cum se adună în mine acest premiu al alergării, această asemănare cu Hristos. Într-adevăr, la sfârșitul drumului ne așteaptă ceva, dar voi avea acest ceva pe măsură ce mă îndrăgostesc de acel lucru, trăindu-l astăzi. Procesul este parte din produsul finit. Nu mă duce la produsul finit, doar, ci este parte din procesul, din produsul finit. Deci, în primul rând, trebuie să fac o schimbare radicală de paradigmă. În al doilea rând, trebuie să mă țin strâns de capul care este Hristos. De ce să mă țin de El? Pentru că textul ne spune în versetul 10 din capitolul 2, voi aveți totul de plin în El. Este Hristos plus nimic, minus nimic. Voi aveți totul de plin
în El. În El am fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcare de trupul poftelor firii noastre pământești. În această metanoie, în această înnoire a minții noastre, ca să deosebim binele și răul, să știm ce-i păcatul și ce nu-i păcat. Da. Să știm să alegem binele. În al doilea rând, lucrul acesta s-a întâmplat fiind îngropați în El și împreună cu El și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu. Iar asta a dus la ștergerea tuturor datoriilor noastre, la iertarea tuturor păcatelor și greșelilor noastre, eliberarea din robia păcatului și de sub puterea lui. Iar această eliberare de sub puterea păcatului este, dacă vreți, acompaniată de puterea învierii lui Hristos. De ce să mă țin de El? Pentru că nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, aceeași putere care l-a înviat pe El din morți, operează și în mine câte vreme stau prin credință ancorat în El, câte vreme mă țin strâns de capul care este Hristos. În Roman, capitolul 2, capitolul 8, versetul 2, Pavel ne spune: în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea Duhului de viață care este în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și de aceea Pavel poate scrie romanilor în capitolul 6, versetele 13 și 14 și cred că și nouă astăzi, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Poate că cei care ne luptăm cu păcatul ascultăm îndoielnici astfel de porunci și ne întrebăm: bine, bine, Pavel, ușor de zis, greu de făcut, dar se poate? În Hristos, da. În afara Lui, nu. De aceea trebuie să te ținem strâns de capul care este Hristos. Versetul următor, 14, păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Aici e cheia. Dragii mei, când păcatul intră în viața mea, păcatul este dovada clară, palpabilă, a necredinței mele în Hristos. Adică a faptului că nu mă mai țin de El. M-am despărțit de El. Și l-am apucat pe celălalt. Păcatul în viața mea este dovada faptului că m-am despărțit de Hristos, că nu mă țin de Hristos. Indiferent ce teologie am, Scriptura spune că când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Îmi pare rău să vă spun, dar nu cred că poți în mintea ta să fii atât de schizofren încât să zici: îmi place păcatul, dar eu mă țin și de Hristos. Nu, 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 nu. Ce legătură este între Hristos și Belial? Între lumină și întuneric? Absolut niciuna. Absolut niciuna. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră dacă ești sub har. Adică ești strâns legat de Hristos, te ții de El, de Hristos. A fi sub lege înseamnă a fi sub acuzarea legii. Ori de câte ori legea lui Dumnezeu mă acuză, ori de câte ori am călcat cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori am săvârșit un păcat, în motivație, atitudini, gânduri, vorbe, fapte și nu mă grăbesc să rezolv, legea lui Dumnezeu care mă condamnă, mă dă pe mâna celui rău. Sunt despărțit de Hristos și l-am apucat pe Satana. A fi sub har înseamnă a aduce totul la lumină, a-ți mărturisi păcatul. În momentul acela, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat și noi ne întoarcem acasă, ne întoarcem și ne legăm de Hristos. Dragii mei, când sunt împreună cu El, legea Duhului de viață în Hristos Iisus a dezbrăcat puterea păcatului și a morții și pot să trăiesc viața creștină. Pot experimenta cum bulgările acestea a slavei lui Dumnezeu crește în viața mea, cum sunt transformat într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Ascultați-l pe Pavel în capitolul 8 din Roman, versetul 12, vorbind celor care sunt în Hristos. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Indiferent cât ar vrea să ne gâdilă firia, noi putem spune fără gură: taci! Taci!
Nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, și asta este alegerea ta, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Avem două oglinzi înaintea noastră. Faptele firii și roada Duhului. Puneți-le pe perete, în bucătărie. Vă veți surprinde mișcându-vă între ele. Vă veți surprinde zbătându-vă între ele. Dragii mei, noi suntem lăsați aici pentru ca Hristos să ia chip în noi. Hristos să ia chip în noi. Ascultați-l pe Pavel vorbind corintenilor, care aveau impresia că se țin de Hristos, dar păcatele musteau în biserica lor, de tot felul, de tot felul. Capitolul 9, versetele 24-27. Nu știți că cei ce aleargă, în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați în așa fel ca să căpătați premiul. Cu alte cuvinte, alergați cu premiul în brațe, adunând din ce în ce mai mult din el, pentru ca să se împlinească la sfârșitul drumului, când îl vom vedea pe el, vom fi ca el. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care nu se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Și el spune în 26-27, eu deci alerg, dar nu ca unul care nu știu încotro alerg, mă lupt, dar nu ca unul care lovește cu pumnul în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, pentru ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat, descalificat. Eu însumi să fiu descalificat. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Dragii mei, trăim într-o țară religioasă, după statistici, în care oamenii au luat în brațe tot felul de surogate, de la închinări la moaște, de la sfințiri de case, de la să vin și la noi, prezență la adunare, cântat în cor. Întrebarea este, cum îmi văd viața și care sunt luptele mele? Dacă luptele mele este să ajung undeva sau luptele mele sunt să devin cineva, a fi va hotărâ pe a avea. Amin.